Dintre frați, da. Câți v-ați mai întors? La Ruș, la Ruș, eram la Ruș. Eram 14 frați. Din 14 am venit 7 în viață și 7 am rămas morți. Acolo în Buc, la Ruș. Nici n-ați apucat să-i cunoașteți bine. Pe... Da. Și părinții, cum au supraviețuit pierderii astea? Adică să-ți pierzi jumătate din copiii? Acolo n-aveam cu ce să te țină, da. N-aveam cu ce. N-aveam să te dă de mâncare la tine. Dar mama, de pildă, mama dumneavoastră, avea momente când își amintea știi de la tine, de pe șanță, știi de pe șanță, nesărat, neprăjit. Și așa nu mă mâncam plinduri, a. Zicea cu jale așa de copii. Ne povestea nouă, da, da, ei deja știau nouă, la nepoți ne mai povestea. Adică bunica dumneavoastră. Da, 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 bunica, ne povestea. Ne strângeam în jurul ei așa, uite, și ne spunea... Ea a murit aici, ne spunea după 4 câte, ani. Da, ne spunea câte 3-4 ore, 5 ore așa în șir, așa ne spunea așa, de nu mai vrea să mai pleci cu... Că sunt și... Sunt și clipe de groază pe care le auzi, nu numai așa, deci vezi că ne-am persecutat. Da, sunt convinsă, dar de asta mi se pare foarte important. Spre exemplu, socrul meu... Muream de foame, muream de foame. Socrul meu era de familie bună. Muream de foame la Ruș, ne bătea Ruș, ne bătea. Cu 7 ani de putere, când am plecat în Buc. Și ajungând acolo și văzând că sunt probleme și nu se pot descurca cu mâncarea, nu se pot așa, l-au luat pe socrul meu, fiind mic, la 2 ani, 3 ani, când era el, nu știu de ce l-a luat și l-a lăsat după, de afară din bordei, fiind ger afară, fiind fric. În câmp. L-a lăsat în câmp afară pe socrul meu și l-au avut grijă de la mai mare, că a zis că la mai mare pot să pot înțelege cu el decât cu el. A zis, băi, din 2 trebuie să moară unul. Măcar unul să scapă. Da. Și atunci l-a luat pe ăla micul și l-a pus afară din bordei, l-a lăsat afară din bordei și pe ăla mare l-a luat pus în... La pădure. La pădure, în graș, acolo, unde a fost pădute. Până e că a murit ăla care era lângă el la căldură și ăla, când l-a luat afară, când s-a dus să, dimineața să-l trezească pe ăla care era lângă ei, deja l-a murit. Și-a trăit ăla. Ce se întâmplă? Acum când a auzit, când a văzut bunicul, socul meu, când a văzut așa, a zis, când au auzit că zbeau, țupau, zbeau, plângeau, a zis, ia vedeți să-l mai trăiește de afară. Aveți grijă de ăla de afară. Și atunci l-au luat pe socul meu și l-au... Era înghețat. Deci era înghețat, cum era. Era un lemn înghețat. Da. Și l-au pus apă pe foc, au încălzit apă și l-au... L-au pus în apă caldă și l-au pus așa și l-au pus lângă foc. Unul lângă foc s-a luat toată pielea pe ei, pe el, toată pielea de pe picioare, de pe bună, da, s-a degerat. Și atunci, tot bunicul ăla, somnul meu, fuma. Și-a luat țigarea și i-a pus țigarea pe obraz, i-a pus-o pe burtă, n-a avut nimic, n-a simțit. Când a pus-o între picioare, atunci a mișcat și a început să plângă. Țigarea care semnele a avut până când a murit. Semne în obraz, atâta a avut semne în obraz. Și pe cine au avut. Dar nu știu că te povestește cineva care a fost acolo și ceva de întâmplător. Deci îl învârteau pe foc așa ca să poată să nu încălzească. Ca să poată să... Și atunci l-au luat la ăla și